Sucevenii vor avea parte și în acest an, ca și în 2013, de spectacole și paradă, în două zile importante atât pentru regiune cât și pentru țară. Este vorba despre Ziua Bucovinei și Ziua Națională a României. Amănunte ne oferă edilul Sucevei. Viața merge înainte, se apropie evenimente gen 16-28 noiembrie, ziua de 1 decembrie. Municipiul Suceava se va asocia cu Centrul Cultural Bucovina cu o sumă de 15.000 de lei RON. Vom intra în ședință Consiliul Local în această lună cu acest proiect de asociere pentru organizarea zilei de 28 noiembrie și a zilei din 1 decembrie. Sigur, la ziua din 1 decembrie, așa cum se știe, Primăria Mare și alte atribuții, punem la dispoziție esplanada, punem la dispoziție fanfara, punem la dispoziție căsuțele care sunt acolo. Dar încercăm să sărbătorim așa cum se cuvine și aceste două zile importante, ziua 28 noiembrie și ziua din 1 decembrie, Ziua Națională a României.